Ok, cred că acesta e video tău ultimul, așa-i? Da. Da. O, nu mai știu, are sunet. Meta, jobul, șeful și tot ce ține de rutina zilnică. A, de e, da, cel pe care am pe care am lucrat și la webinar. Bun, hai să dau un pic mai tare. Te trezești în fiecare dimineață ca să mergi la lucru. După masă te întorci acasă obosit și fără niciun chef. Te obosește naveta, jobul, șeful și tot ce ține de rutina zilnică din care sper să scapi după ce faci mai mulți bani. Doar că acest lucru nu se întâmplă. Banii nu ajung niciodată, iar vacanțele trebuie să mai aștepte. În acest cerc se învârt majoritatea românilor. Și acolo am fost și eu înainte să fac animații video. Dacă îți dorești și tu să scapi de jobul din prezent și să lucrezi online, te invit să te înscrii la un curs gratuit despre cum să faci animații video. Intră acum pe sorincrișan.com pentru mai multe detalii. Ok. Eu zic că video este destul de ok. Al câtelea video este? Al treilea. Al treilea. Deci mai ai de făcut. Da, ideea este că, vezi, în Beyond este foarte ușor de lucrat și deja la al treilea video pot să zic că ai putea să ceri bani pentru el. Da, se mai pot face mici ajustări, o să ne mai uităm încă o dată peste el, dar se pot cere bani. Deci, deja se pot cere bani pentru un astfel de video. Bun, hai să ne mai uităm încă o dată. Te trezești în fiecare dimineață ca să mergi la lucru. După masă te întorci acasă. Uite, aici, de exemplu, nu știu dacă ați observat, bine, sunt foarte multe poziții în care caracterul umblă. Și este una singură în care caracterul umblă normal. Și aici mă refer că își mișcă amândouă mâinile. Uite, de exemplu, aici își mișcă o singură mână. Și una stă fix, mâna stângă stă fix. În mod normal, au făcut poziția respectivă în care mâna stă fix dacă vrem să-i punem ceva în mână. Deci dacă vrem să-i punem un bagaj, ceva în mână, atunci putem să-i punem în mâna care nu se mișcă. Dar nu este neapărat o problemă, doar am vrut să vă spun care este diferența între a-și mișca amândouă mâinile și o mână stă pur și simplu, nu se mișcă, dar în mare parte nu se observă că mâna respectivă nu se mișcă. După masă te întorci acasă obosit și fără niciun chef. Te obosește naveta, jobul, șeful și tot ce ține de rutina zilnică din care sper să scapi după ce faci mai mulți bani. Doar că acest lucru nu se întâmplă. Banii nu ajung niciodată, iar vacanțele trebuie să mai aștepte. În acest cer... Aici, de exemplu, puteai să mergi în loc de... Banii nu ajung niciodată. Bine, acum eu spun pe ce aș merge eu, că am mai vorbit despre asta, fiecare face în felul lui video. Este ok și așa cu ceasul, că reprezintă vacanțele care trebuie să mai aștepte, sau pur și simplu pui aici ceva legat de vacanță și pui un X și aici, și peste bani și peste vacanță. Dar este ok și cu ceasul. Trebuie să mai aștepte. În acest cerc se învârt majoritatea românilor și acolo am fost și eu înainte să fac animații video. Dacă îți dorești și tu să scapi de jobul din prezent și să lucrezi online, te invit să te înscrii la un curs gratuit despre cum să faci animații video. Intră acum pe sorincrișan.com pentru mai multe detalii. Eu zic că este ok, deci mici detalii care ține de fiecare în parte, cum vede grafica. Ce am mai văzut este scaunul ăsta care e un verde, sare foarte tare în ochi și în rest mai este verde și aici și mai este roșu, am mai văzut pe undeva. Și cam astea am văzut că sunt culorile care le-ai folosit mai mult, albastru, verdele și roșu.
Sunt ok, din nou, ține de gusturi la fiecare. Dacă, de exemplu, aici, dacă vreți să faceți video pe culorile de brand, dar aici voi nu ați avut culorile de brand ca să știți exact pe ce culori să mergeți. În mod normal, atunci putem să schimbăm de aici, din background, să le fi, de exemplu, aici cum este roșu, să-l punem un, nu știu, albastru, o altă nuanță de albastru. Cumva să nu fie o diferență foarte mare între culori. Dacă roșu, de exemplu, nu se regăsește în paleta de culori. Dar aici, cum am spus, nu exista o paletă de culori. Da, în rest, eu zic că este ok. Felicitări, chiar al treilea video chiar a ieșit foarte bine.